s-a întâmplat pe 1 iunie, la meciul din Liga a doua, Dunărea Călăraș UTA, la scorul de 3-1 pentru gazde. Moment în care, plictisindu-se categoric, crainicul stadionului a decis să intre puțin în istorie. Eu nu l-am auzit, ia pune și mie puțin. Da, fault comis de Dumitru Copil. Știu fază. Multă gravă, domnul arbitru, că azi e ziua lui. Jucătorul cu numărul 9. Da, Dumitru Copil avertizat. Bună poanta. Bună poanta, mă. Să ai prezența asta de spirit ține de sensul profund ludic al fotbalului. Că prea ne luăm în serios noi cu fotbalul ăsta. Suntem așa de serioși cu el, câteodată sunt calificări, meciuri, victorii, puncte. Și ar fi bine să nu uităm chestia asta. Mai fim așa încrâncenați, zici că nu știu ce se joacă. Practic, arbitrul Marius Avram ar fi putut da dovadă de mai mult simț al umorului. Ce era atât de complicat să scoată în loc de galben un cartonaș cu Judy Hop, Finic sau Gheruță din colecția Zootropolis? Chiar nu înțeleg gestul lui Marius Avram, care e copilul lui Vasile Avram, până la urmă, deci tot un copil și el. Nu-i da galben, domn arbitru, că azi e ziua lui. De ce trebuia să împartă cu cartonașe? Putea să-i dea o bomboană, să fi reacționat altfel. Mă rog, mai entuziast, mai constructiv, de așa natură încât, după varii mese festive cu UEFA și eventual o șpagă pentru Gianni Infantino, președintele FIFA, să rezulte o nouă regulă în fotbalul modern. Speakerul, crainicul stadionului, să vorbească cu arbitru. Și ar trebui să strige 4-2-3-1. De ce jucați 4-3-3 în acest moment? Pentru că nu se impune, jucăm 4-2-3-1, noi ne apărăm întotdeauna să fim defensivi cu doi mijlocași la închidere. Dar de ce arbitrul n-a răspuns? Așa ar fi frumos. Arbitrul să vorbească și el în microfonul ăla, ca Madonna, știi, și să se audă în box răspunsul lui și să înceapă așa un dialog, pentru că, de fapt, altfel nu ne distrăm la fotbalul românesc.